Te fac o tablă, popicule. O tablă. Mare lucru. Iar o să te bat. E, și? O să mă bat și gata. Dacă nu te superi, Ioane, facem. O să mă supăr, dar pe urmă o să întreacă. Ce dacă o să mă bați? M-a bătut pe mine soarta, măi popic, și tot nu m-am dus de-a dura de așa cazarurile astea. Hai, dă-le încolo de table, Ioane. Hai, mă, că mai trece vremea. Știi cum trece timpul când joci table? Nici n-a pus să prinzi de veste și uiți și de gânduri și de toate. Și de tine. Mai ales asta. Se face așa ca un gol în creier, o prăpastie fără fund și tu aluneci din ce în ce mai adânc până pierzi cu totul. Și tot învârți zarurile în căușul palmei și le arunci. Și tot învârți zarurile și le arunci. Și tot învârți. Da? Tu, Ioane, ai trăit întotdeauna din mila altora, auzi tu, din milă. Mă faci să râd. Ba, să nu râzi. Să stai un pic să te gândești. Că pe unde ai fost și pe unde ai umblat, n-ai făcut mai nimic, auzi tu, mai nimic. Ei, nu zău. Da, dar oamenii au zis, lasă-l și pe ăsta să trăiască. Și uite așa, n-a stat nimeni să te pulici o țâră. Să-ți ocotească și anii și viața. Astea-s vorbe, Ilinco. Vorbe spuse și răspuse. Și eu nu dau niciun ban pe ele. Adică vrei să spui că n-am dreptate? Nu știu. Poate că ai, poate că n-ai. Asta o să vedem mai la urmă. Bine, Ioane. Bine. Să așteptăm și urma, hai. Să stăm și să ne mâncăm sufletul până a venit cineva să-ți spună. Măi, omule, ai avut dreptate. Tu ai avut dreptate. Toți ceilalți au fost niște proști care te-au dușmănit, că aveau ei cu tine ceva de împărțit. Nu puteau să trăiască în pace de umbra ta, adică le luai aerul și nu mai puteau respira. Asta vrei tu. Așa te-ai socotit. Hai, 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 spune. Poate. Și dacă nu o să mai fie nicio urmă, Ioane? Înseamnă că am greșit. Aha. Aha. Dar eu nu cred. Da, dar până atunci, până ai să te dumirești tu, o să trăim tot așa pe apucate? O să trăim cum am trăit. Din milă! Să mai spui vorba asta, auzi? Și dacă ți-o mai veni vreodată pe buze, s-o înghiți. Eu atâta zic că nu mi-a dat nimeni o bucată de pâine fără muncă. Și dacă mi-ar fi dat, n-aș fi primit. Da. Eu nu am cerut de la oameni decât dreptul meu. Și dacă am dat de necazul ăla pe care n-aș vrea să mi-l mai amintesc, da. Eu n-am nicio vină, să știi. Dar m-am trezit legat și dus din mila altora. Și dacă aș fi putut să uit, aș fi uitat. Nu trebuia să vii tu să-mi spui ce faci, omule, cu viața ta. Că viața mea de atunci s-a răsucit. S-a încurcat de n-am mai fost chip să o descurc. Ioane. Și uite că au trecut 8 ani. Dar dacă mai trebuie, o să mai aștept încă de 2 ore pe atât. Până când s-o isprăvi, Ilinco. Ioane. Ioane, dar eu nu mai pot, înțelegi? Nu mai pot. Merg pe stradă și vine să cad jos. La mine, nu te gândești? Ba, mă gândesc. Ei, ce știi tu? Mă bat noaptea gândurile așa cum batem noi nuci toamna. Dar ce folos? Gânduri care nu dau nicio roadă. Ioane, Știu. Ai spus că nu mai poți. Atunci, Ioane... Du-te. Du-te fără să privești înapoi. Du-te, că eu înțeleg. Ai și tu viața ta de trăit. Fiecare om are. Bine că n-avem copii. Bine că n-avem copii. Dacă ai vrea măcar să încerci. Ilinca. E așa numai să încerci. Auzi? Să nu plângi! Să nu plângi!
aceste. Mă iertați că vă opresc din drum. Bine, spuneți, dar mai uite că sunt grăbit. Păi, voiam să vă întreb de soție, de Ilinca. Știți, aseară, după ce ați plecat, m-am întâlnit cu ea pe scară. Avea două valize. Așa. Păi, am întrebat-o dacă vă duceți în concediu sau știți că acudeie. Dacă stăm așa ușenușe, trebuie să ne ajutăm, nu? Dacă rămâne casa singură, aveți și flori, da, de udat. Bine. Și Ilinca ce v-a răspuns? Păi tocmai asta e. N-a scos o vorbuliță. Mm-hmm. S-a uitat la mine de parcă nici nu m-ar fi văzut. Și pe urmă a coborât scările. Tovarășe Fantazie, dacă Ilinca nu ți-a răspuns, înseamnă că nu avea ce să-ți răspundă. Că de aflat tot aveai să afli dumneata până la urmă. Dar dacă te interesează atât de mult, să știi că a plecat. Uite, a plecat așa, pur și simplu. I s-a făcut lehamită și a plecat. Așa, acum cred că ești mulțumită, da? Bună ziua! Tovarășul Lipșa! Tovarășul! Dar eu n-am vrut tovarășul ca să... Nu mai întârziai, Vericule? Gata, mă, Bășică. Gata. După ce căviu să te iau boierește-le acasă... Mi-ai contat și mie fișa? Auzi, n-am chef să mă apuce noaptea cu butelile astea. Hai că nu o să te apuce. Dacă lucrăm împreună pe aceeași mașină, păi ține-te de meserie. Nu-ți place? Fă-te avocat. Ce vrei, bă, de la mine? Ce mai vreți toți de la mine? Bă, ce ai, oameni? De ce strici? Pentru că m-am săturat, înțelegi? Acum mă răscălești și tu. Am ajuns scărător de buteli. Foarte bine. Asta am vrut eu să fiu. Și acum mână și taci din gură. S-a întâmplat ceva? Nu s-a întâmplat nimic. Am rămas singur. Șase, patru. Așa. Vreau să zic că, cum s-ar spune, ne-am blindat. Linia Maginot. Ia cu să te văd, Vericule. Ia, da, dublă. Exact că nu trebuie. Bun. Și încă o dată patru. Și încă o dată patru. Păi așa. Păi rămân descoperit. Acum, un trei, ia să văd eu. Opa, trei, doi. Și cum zicea Ioane? Unde bem berea aia? Mm. Aici în curs la bufet sau mergem la restaurant? Hm? Aici ce faci, Ioane? Nu joci? Ba da. Păi, ori joci, ori dă-le naibii de tablă. Ți-am spus să o lăsăm baltă. Auzi, știi, Popic, ziua când a plecat Ilinca de acasă, la ultima noastră cursă, când am urcat eu în blocul ăla din Cotroceni, de-am întârziat. Atunci când ne-am ciorovăit. Dar cum era să nu-mi ies din fire? Fumasem două țigări așteptându-te să cobori. La un moment dat am vrut chiar să urc după tine. Credeam că s-a făcut rău. Sau... Rău. A fost altceva. Da, nu știu, poate că n-ar trebui să spun. Ia, cine-i de dat? Trebuie acum, dacă te-ai pornit. Mă, Popic, mă, ce știi tu despre mine? De când ne cunoaștem noi? Nu o să nici 6 luni. Și? Și fiecare om are o poveste mai veselă sau mai tristă. De ce să ți-o spun eu pe-a mea ție? Păi, cred că dacă simți nevoia să o spui, atunci o spui, dacă nu... Hai să jucăm mai departe. Asta e, chiar vrei să joci? Ba, la urma urmei, ascultă-mă. În ziua aia mă părăsise Ilinca și nu știu cum să spun, mă simțeam ca un pom desfrunzit. Dacă m-ai fi tăiat, n-ar fi curs din mine nicio picătură de sânge. Dar nu, stai că... Nu, ca să înțelegi, ar trebui să o iau de mai înainte. Cu 8 ani mai înainte. Dracu s-o ia de treabă. Toate mi se învălmășesc în cap. Poate că, într-adevăr, nu sunt bun de nimic. Nu mai să aștept. Ce să aștept? Cai vers pe pereți. Da, auzi, în ziua aia mă gândeam că mi se poate întâmpla orice, că nu mai conta. Da. N-aș fi crezut că mai există ceva pe lumea asta care să mă trezească din starea aia de toropeală. Eram ca un om mort, Popicule, mort și înghețat, bun de pus în pământ. Nici acum nu știu cum am urcat scările cu butelia în spinare și cum am sunat la ușă. Ai adus butelia. Dacă ești drăguț, o duci în bucătărie. Pe aici, te rog. Da, domnul. Cine e, Mara? Alexandre, vino, te rog. A venit de la Aragaz.
Uite, uite, bonul. Da. Plătește tu, eu fug la spital. Ne vedem mâine dimineață. Ești de gardă? Da. Nu uita să-mi telefonezi. Mm-hmm. Ați instalat butelie? Mulțumesc foarte mult. Cât vă datorez? Tovarăș, și cu dumneata vorbesc. Cât îți datorez? Mult. Ia să... Parcă ne-am mai întâlnit undeva. Figura dumneitale mi se pare cunoscută. Dumneata ești... Lipșa. Lipșa Ion. Se poate. După nume nu te mai țin minte. Așadar, m-ați uitat, tovarășe procuror. Ce memorie slabă aveți. Eu nu o să vă uit niciodată. Nici dacă aș mai trăi încă o viață. Pentru că pe asta pe care o am, n-am mai trăit-o de atunci. Păi da, sigur, cum era să mă mai țineți minte. Eu am fost doar așa, un caz dintr-un dosar. Unul din sutele de cazuri pe care le rezolv în fiecare an. Și pe urmă le uiți ca și cum n-ar fi fost. Gata, l-ai sprăvit. Bună treabă, n-am ce zice. Dacă înțeleg bine, îmi cer un fel de socoteală. Uite ce e, tovarășe Lipșa. Nu mai amintesc pentru ce ai fost judecat, dar țin să spun că în clipa de față ești pe cale să comiți iar o greșeală. Tonul cu care îmi vorbești... Să știți că am mai încercat să vă găsesc, dar n-am reușit. Imediat cum am ieșit de acolo, am vrut să stau de vorbă cu dumneavoastră, sigur că pe alt ton. Să vă întreb doar atât. Când ați vorbit, atunci, la sfârșit, despre mine... Că ascultându-vă, îmi ziceam și eu în sinea mea, mă, mare ticălos trebuie să mai fiu. Ia uite ce fel de om eram și n-am știut. Păi se vede treaba că trăisem pe lumea cealaltă, dacă n-am reușit să aflu câte am făcut eu și câte am dres. Și uite că a trebuit să vină omul ăsta, care n-are nimic de împărțit cu mine, că doar el vrea să apere dreptatea și legea. Așa că te pomenești că eu sunt... Eu atâta voiam să vă întreb. Când ați vorbit, așa cum ați vorbit... Erați convins că sunt cu adevărat vinovat? N-ar trebui să-ți răspund. Știi ce ar trebui? Să te iau de guler, să te dau afară. Cum îți permiți să pui la îndoială buna credința unui apărător al legii? Uite, am să-ți răspund. Nu mi-amintesc de proces, dar dacă în rechizitoriu am pledat pentru vinovăția dumitale, înseamnă că am fost convins că ești vinovat. Și cu asta am terminat. Poftim, ia banii și gata. Și dacă ar veni acum cineva și-ar aduce dovezi negru pe alb că n-a fost așa, că n-ați avut dreptate și că m-ați condamnat pe nedrept, atunci ce-ați face? De ce acest cineva n-a apărut în timpul procesului? N-a apărut, dar să zicem că o să apară. Atunci ce-ați face? Aș fi primul om care ar cere reabilitarea dumitale. Dar anii care am stat acolo, cine mi dă înapoi? Și anii ceilalți, de după condamnare, că eu din clipa aceea n-am mai trăit. Eu n-am mai avut viață. Și nici acum nu mai am. Ascultă, omule. Nu! Răspundeți-mi la întrebare. Ai asemenea dovezi? Nu. Atunci? V-am mai spus. Există cineva. Există cineva care ar putea să lămurească toată povestea asta. Așa cum a fost într-adevăr. Cine? Iar ai venit? Iar... De ce nu-i dai pace, omule? Pentru că nu pot. Nu pot. Dacă aș putea, crezi că aș mai bate drumul până aici? Dar vezi că nu pot. E ceva care mă mână de la spate. Uite așa, îmi sfredelește pieptul. Atunci știu că n-am cum să mă împotrivesc. Trebuie să iau trenul și să vin aici, la capătul lumii. Să vin și să mă rog de el, de bărbatul dumitale, ca să spună odată totul. Totul așa cum a fost. Așa cum a fost și nu altfel. Se vede că nu ești în toate mințile. Ba, mințile nu le-am pierdut.
Altceva am pierdut eu. Și după acest altceva umbru și-o mai umbla când mor ține picioarele astea. Că bărbatul dumitale a mințit atunci la proces. A spus ce l-au învățat alții să spună. Și dumneata știi asta. Eu? Sărăcuța de mine. Sau dacă nu știi de la el, tot ai aflat. Că eu cred că nici el n-are liniște. Și se răsucește noaptea în somn și spune vrute cine vrute. Poate vorbe fără șir, dar care puse oarecum cap la cap. Ești tot bolnav, omule, ce fel de vorbe? Așa cum a fost, adevărul. Ce vrei de la noi? Suntem doi oameni bătrâni. De ce tot vii să ne tulbur viața asta atât cât ne-a mai rămas? Vreau să se facă dreptate. Te rog să pleci, să pleci, să pleci. No. Nu, no, nici gând, mătușa. Dumneata, o să stai cu mine de vorbă până ți-a venit bărbatul și apoi o să stai de vorbă în trei. Și iar o să plec și după aia, la un timp, o să vin din nou. Că dacă în 5 ani de zile nu vi s-a urât să mă vedeți cum deschid portița aia, o să vi se urască în alți 5 sau în 6 sau în 8 sau în 10. Că eu știu că vă sare inima din loc când mă vedeți și până la urmă totul... Dar înțelege că n-are ce să mai spui, omule, decât ce a spus. De ce nu vrei să înțelegi? Că, uite, câteodată știi când mă uit așa la dumneata, mi se face și milă. N-am nevoie de mila voastră! Asta e tot ce știi să-mi spuneți, că vă e milă de mine. Iar eu vreau să ridic fruntea din pământ să trăiesc ca oamenii. Bărbatul dumitale știe bine că atunci când m-au luat și m-au dus, era mai curat ca lacrima. Dar trebuia să fie un țap ispășitor. Și eu eram cel mai nimerit pentru treaba asta, că eram bun. Prost de bun. Asta să-mi spui? Cât i-au dat lui Francis ca să mă înfunde? Pentru cât argint m-am vândut? Vai de mine! I-a ieșit așa de o căsuță la țară, că ăsta era visul lui când se la pensie să aibă și el acolo o căsuță. Și ea ca oare, uite-o! O văz nouă nouță! Ăsta a fost prețul vânzării? Răspunde! Ăsta! Te omor, mă! Ce? Te omor, dacă mai spui vorba! Te omor! Lasă-l, Francis! Ce să lași, mă! Ce să lași! Să ne dai pace, auzi? Odată îți mai spui să nu te mai privezi, că dacă nu... Am să vin, Francis. Am să vin mereu. Și într-o zi tot o să spui adevărul. Francis Balaci, acolo unde trebuie, mă, că eu știu cum a fost de-a fi rapăr. Am stat acolo 3 ani și am chipsuit. Am tăiat adevărul în felii și pe urmă l-am lipit la loc, gând cu gând și faptă cu faptă. Eu știu și n-o-ți scăpa de mânia mea nici în gaură de șarpe. Pe toți am să vă înfund ca să-mi răcoresc sufletul. Să-l curăți de funinginea asta care mă năbușe. Și n-o să aveți zi și n-o să aveți seară fără să fiți cu gândul la mine. Așa să știți. Și acum, seară bună! Și ai mai fost? Am fost. Dar o singură dată. La mormântare. Cum? Uite așa. Așa, pe negândite. Vezi, popicule, facem planuri peste planuri și dintr-o dată se duc toate. Be, ce să zic? Da, nu mă întreb pentru ce am fost închis. Nu te întreb, Ioan. Păi cum așa? Dacă nu-s curios din fire. Mă rog, dacă vrei să-mi spui. Și apoi să ispăși pedeapsa. Am ispășit pe nedrept. Înțelegi? Am mai pățit odată când eram copil. M-a bătut un om din sat, i-am ologit vițica. Vezi numai că proasta căzuse singură într-o groapă și strânsese piciorul. Iar eu care păscusem vitele, n-aveam cum să o dovedesc. M-am rugat de el, i-am căzut în genunchi. Degeaba. Dădea și dădea. Ei bine, nedreptatea asta mi-a rămas înfiptă în suflet ca un cuțit. Înțeleg. Într-o noapte am vrut să-i dau foc la șură,
Dar mi s-a făcut frică. Atunci eram un puști cu caș la gură. Acum... E, ce păcat. Cum? E, mă gândeam și eu așa. Ce păcat că nu rămânem copii. Am mai auzit eu asta odată. S-am citit-o pe undeva, nu știu, într-o carte. Oricum, eu cred că nicio faptă nu trebuie să rămână fără răsplată. Auzi tu, popicule? Dar pentru ca să crezi asta, trebuie să simți tot ce am simțit eu în acești ani. Să suferi tot ce am suferit eu. Să vezi cum ți se dărâmă dintr-o dată viața și rostul tău. Atunci să te văd, popicule, atunci să te auzi spunând ce păcat că nu rămâne în copii. Să vedem, o să mai spui? Ascultă, Ioane, nu cumva dacă nu te-a crezut nimeni... Știu ce vrei să spui, dar n-ai dreptate. Am stat și am judecat totul nopți în șir. Am depănat firul ăsta, l-am făcut ghem și l-am luat iar de la capăt. Că mi-am zis, poate am greșit eu pe undeva. Dar unde? Nu. Francisc Balaci știa. Omul ăsta fusese singurul martor. Dar vezi că a mințit pentru niște arginți. Și apoi... Și apoi... Răcuța de mine, eu ce mă fac acum, că am rămas nurică. Tovarășa Balaci. S-a dus omul meu, s-a dus săracul de el. Tovarășa Balaci, ascultă-mă puțin. Vreau să spun când a fost să moară. Că oamenii în ceasul ăla nu mai pot minți, că nu m-au nimic de pierdut, că și-au încheiat socotelile pe lumea asta. Francisc, nu a spus nimic? Nimic? Ce vrei? Francisc, n-a spus nimic? Iar ai venit piazărea. Oare nici în mormânt să nu mai avă omul liniște? Luați-l de aici! Luați-l de aici! Tovarășa Balaci, trebuie să știu! Nu pricepi? Bine, hai, gata, ce-a fost, a fost, a trecut. Acum nu are nicio importanță. Dar eu trebuie să știu vorbele alea pe care le-a spus înainte de a... Hai, spune că nu putea să ducă taina aia acolo. Pleacă odată, pleacă! N-a zis nimic. Omul meu a avut sufletul curat. Ca un porumbel. Și să știi că tu l-ai omorât, tu nelegiuitule, că s-a mâniat ultima oară bietul de el și a căzut la pat și pe urmă s-a stins, sărat de el, s-a stins încet. Ca o lumânare, sărăcuța de mine. Așa că trebuie să o iau de la început. Să o iau altfel, pe alte căi. Că până la urmă tot trebuie să se facă dreptate. Dar nu cumva... Ce? Nu, nimic. Ce? Cum nimic? Spune, omule. Nu cumva, așa, tot căutând dreptatea asta, să se duce și viața? Viața? Care viață? Asta pe care o trăiești. Nu. Nu. Asta nu e viață, popicule. Asta nu e nimic. Asta sunt numai așa, niște zile și niște nopți. Și pe urmă, iar niște zile și iar niște nopți. Ascultă. Mă, popicule, mă. Ascultă-mă. Și dacă moșul ăsta, cum îi spune, Francisc, n-a avut cu adevărat ce spune și a murit așa, pe degeaba.
La asta te-ai gândit? Nu se poate. Deci să nu se poate? Că oamenii greșesc. Și așa cum au greșit alții față de tine, puteai și tu, înțelegi? Ești sigur că Francesc Balaci a fost plătit ca să spună la tribunal că... Bag mâna în foc. Uite mâna asta dreaptă. Ba și pe cealaltă o bag. Așa. Atunci e bine. Pentru că altfel... Altfel? Altfel ai fi făcut și tu nedreptatea pe care zici că ți-au făcut-o alții. Numai că de data asta n-ar fi fost vorba de niște ani. 3, 5, 8, eu știu cât spui tu, ci de o viață. O viață de om. Ei, și asta nu se poate prețui. Da, înțeleg. O să spun tot, toată povestea mea. O să judec singur dacă am sau nu am dreptate. Ioane. Ce? Și dacă după aceea... Zic că le-ai priceput hoția. Dar păi cum? Întâi a fost numai așa, o bănuială. Mi-a mirosit mie că nu-i lucru curat, dar vezi că nu aveam dovadă. Mai deodată că-i suț. Da, am văzut. Hopa, 6-4, poartă în casă. Așa. E, și pe urmă, când s-a dărâmat blocul... S-a dărâmat blocul, Ioane? Păi da, mă, popic. Sigur că s-a dărâmat, numai că nu ăla la care lucram. Cel din dreapta lui. Cum? Un bloc vechi cu 3 nivele de care ne lipisem noi. Odată s-a înclinat cu fundație cu toți. Gata, a luat o razna. Stai. Eu parcă am auzit de povestea asta. Păi da. Și atunci a ieșit hiba la iveală. O luarăm și pe asta. Asta este. Hai, lua și o linie. Și pe urmă? Păi pe urmă s-a căutat vinovatul. Însă eu le-am spus. Eu le-am spus mai înainte de a mirosi treaba aia cu furtul de materiale. Mm-hmm. Eu de atunci le-am spus. Da. Decât se terminaseră excavațiile pentru fundație. Da. M-am dus la inginerul Cocierul, că el conducea lucrările șantierului. El era el mai mare. Da. Uite, țin minte ca și astăzi. Am intrat în baracă și inginerul tocmai își făcea o cafea de aia din cutie, cum îi zice... Nes. Vârtea lingurița în ceașcă, iar pe scaun alături era Francesc Balaș, magazionerul, moșul ăla care a murit. Da. Pot să-l jur că puneau la cale vreo afacere necurată, că au tăcut mâlc când m-au văzut. Au tăcut de parcă le luase cineva graiul. Așa că tot eu a trebuit să încep vorba. Eu am venit să vă spun, toate inginer, că, să mă iertați, mie nu-mi place. Ce nu-ți place, meștere Lipșa? Nu-mi place că nu-i și proiectantul de față să vadă primele turnări de beton ale fundației. Dacă nu e el, sunt eu. Da. Și ar mai fi ceva. Ce? Păi, uite, terenul e slab, toate inginer. Mm. E, cum s-ar zice, macroporic. Eu m-am uitat bine și la blocul Stelant, că a fost și lovit de bombardament și dacă reparațiile s-au făcut așa mai de mântuială, nu știu, s-ar putea să pățim vreo dandana. Așa îți spune intuiția dumitare? Ba, nu știu, mă rog, poate greșesc, dar cred că era de datoria mea să vă spun. Eu l-aș consolida cu niște infiltrații de silicoase și aș mai trage un beton de rezistență sub fundație. Dumneata, știi să citești o schiță, un plan? Păi zic că știu, doar și inginer. Atunci, uite de aici. Vezi? Adică dumneata, meștere, crezi că eu sunt nebun și nu m-am gândit și n-am prevăzut tot ceea ce s-ar putea întâmpla? Sau cel care a proiectat construcția? Da. Uite aici, toate semnăturile. Bine. Și stasul, și verificatorul, și șeful de șantier. Suntem acoperiți? Suntem. Ce mai vrei? Bine. Nu știu, eu rămân la părerea mea. Și eu la a mea. Nu e nevoie de nimic. În ceea ce privește prezența proiectantului, te gândești că turnarea unei fundații e o lucrare ascunsă? Păi sigur, și... dacă se întâmplă ceva, pe urmă, cine mai poate controla ce s-a făcut sau ce nu s-a făcut? Păi... Ai făcut foarte bine că ai venit și îți mulțumesc. După că
Am și eu câțiva ani bunișori în meserie. Uite, Francis mă cunoaște mai bine, că lucrăm de 10 ani împreună. Așa e, Francis, baci? Da, prin tot să fie 10-11 ani. Bei o cafea, meșteri lipsea. Nu, cafea nu, 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 că asta e tare. Eu nu, mulțumesc. Așa că poți fi liniștit. Și dacă o fi ceva, răspund eu pentru toate. Nu, dar nu e vorba de asta. Tu ar fi inginer. Nu știu. Măcar să întărim ceva mai multișor acolo. Tot la treaba asta te gândești? Păi dacă mie când îmi intră una în cap, eu așa sunt. Bine, Francisc, dă-i ciment cât îți cere. Ciment? Dar de unde să dau, tovarășe inginer? Atât cât e prevăzut, atât dau. Păi da, asta nu e joacă, mă, Lipșa, că eu răspund de materiale. Știu, da. Ia uzi, domnule, parcă aș da de la mine din buzunar. Păi astea costă bani grei și dacă dau în plus, mie îmi trebuie scădere. Că pe urmă sunt și eu tras la răspundere. Dă-i, Francis, dă-i. Avem articolul în care să ne încadrăm. Avem, dar trebuie să-mi dea bon. Fă-i, băi, Lipșa, un bon și ți-l scălesc eu. Da. Hai că altfel n-o scos la capăt cu moșul ăsta. Și dacă mai ai nevoie, când nu sunt eu pe aici, trage și tu o iscălitură, să nu mai pierdem vremea. Așa. Și să-ți dea ciment și tot ce mai ai nevoie. Da, bine. Da, eu aș vrea să veniți să vedeți acolo unde zic eu, că e terenul acolo. Gata, gata. Las. Am toată încrederea. Am văzut cu cine am de-a face. Bine, atunci, cum ziceți dumneavoastră? Păi, atunci eu mă duc. Ia, stai, meștere. Stai, ce e așa grabă? Ziceam că să mă duc la... Noi lucrăm pentru prima oară împreună, dar să știi că îmi place. Ai inimă pentru toate treburile. Asta e mare lucru. Am avut eu mulți maestri principuți, dar erau... Nu știu cum să spun, erau buni și atât. Își făceau treaba conștiincios, dar nu puneau suflet. 8 ore și gata. Ba, unii mai erau și lungi de mână. Nu, cine știe ce, dar mai ciupeau de aici, de acolo. Să știi că trebuie să fii cu ochii în patru, altfel îți dispar materialele de sub nas. Așa e, meștere, Francesc. Așa e. Eu nu sunt un om rău. O să-ți dai dumneata seama. Chiar aș vrea să mai lucrăm împreună. O să te cer la trust. Nu, mulțumim. Ți-am spus, îmi place că ești trup și suflet pentru munca asta. Dar aș vrea să ne cunoaștem mai bine. Să fim mai apropiați. Uite, cum sunt cu Francis Baci. Așa îmi place mie. Să fiu prieten cu omul cu care lucrez. Și dacă are ceva, să vie și să-mi spună deschis tot. Uite, așa cum ai făcut dumneata. Da. Păi... Atunci înseamnă că e bine că și eu am... Păi tocmai de-aia. Și eu zic că poate o să facem treabă bună împreună. A? Ce zici? Da. Păi, să facem, doar și inginer. Și dacă ai ceva, vreo nevoie... Că era la alte, el mai ca îngoli magazia lui Francis. La alte! N-ai ridicat tu saci cu bolul semnat de mine? Ba da! Dacă puneați nu 400 de chile, ci 800 la metru cub de beton și tot trebuia să mai aveți. Nu știu, meștere, nu știu. Pe mine m-a trimis neaxinte la dumneavoastră să vă spun că stăm cu lucru. Bă, asta nu e bună, zău că nu e bună. Da, auzi? Dar tovarul și inginerul unde e? Păi nu știu, a plecat la trust. Bine, spune lui Axinte că vin acum. Mă duc numai până la Francis. Bine, meștere. Francis Balaci. Na, ce dai așa buzna, omule, mi-a sărit inima deloc. Ce vrei? Da, șezi bine pe scaun să spun una. Auzi? Ce? Una cum n-ai mai auzit. Auzi? Da. Francis Balaci. Aici se fură. Unde? Aici? La noi? Se fură ca în codru, moșule. Dragă. Ascultă-mă. Aveam eu o bănuială, dar acum sunt sigur. Tot cimentul pentru care s-a semnat alalt s-a evaporat. Ca și cum nici n-ar fi fost. N-a intrat în procesul ce de producție. Ce vorbești? Atâția saci? Păi, dar cine să-i fi luat? Când să-i fi? Nu știu, noaptea. Și paznicul? Nu știu. O fi înțeles cu ei. Cine? Licu? Nu, dragă, dar nu se poate. Ăsta e om cinstit. Dar avea nevoie de o cărămidă și n-ar lua fără să ceară cuiva. Da, bun, și atunci? Păi, atunci, na. Naiba știe, poate... Poate-ți faci numai griji de pomană. Ce vorbești? Sau poate ai turnat betonul cu marca de rezistență mai mare și... asta e. Adică,
Dumneata, crezi că două zile... Păi două zile, dragă, două zile. Nu știu acum, păi două zile. Și ce, dragă, ce sară așa la mine? Vorbește cu inginerul. Eu n-am niciun amestec. Eu atâta știu. Cât scrie pe bon, atâta dau. Nimic mai mult. Acum, dacă te-ai apucat să faci infiltrațiile alea, poate de-aia s-o fi consumat. Să știi, nu e bine să sar numai cu bănuiala pe capul omului. Mai stai, mai cercetează, mai vezi, mai uită-te și... Să mai stau? Păi da. Cum să mai stau? Păi nu te pripi, dragă, nu te pripi, că așa ai făcut și de ună zi cu schița. Când te-ai luat de inginer, că nu-ți place terenul, nu-mi place terenul. Și păi uite, și uite, a avut încredere, te-a lăsat să faci cum ai zis. Află, dragă, strașnic om, strașnic om. Acum cu treaba asta, cel mai bine e să mergi tot la el și să te sfătui cu dânsul. Eu așa zic. Ce om de ispravă. O fi un om de ispravă, dar ai plecat, mereu ai plecat. Nu-i bai, dragă, nu-i bai, când s-o întoarce. Dar ce nu mai grija blocului ăla, o are el. Da. Și acum, dacă vrei să-ți mai dau ciment, scrie un bon, scrie un bon și... Ce ai, Ioane? De ce nu dormi? Nu știu, nu mi-e somn. Văd. Parcă te muncește ceva. Tot povestea aia cu șantierul? Tot. Auzi, eu am să mă duc la trus să cer să mă mute în altă echipă. Asta o să fac. Termin blocul ăsta și până mă duc la trus. Ce-ți veni, Ioan? Tocmai acum când ți-au dat și primă? Ei, uite, nu știu de ce, dar mie nu-mi place. Francisc zice că se închipuiți că mă pripesc. Da, mă rog, în sfârșit. Ce-i cu tine, Ioan? Ce să fie? Nimic, ce vrei să fie? Ba da, uite, în ultima vreme nu-ți mai place nimic. Îți tot tună și fulger împotriva tuturor. Ești schimbat, Ioan. N-am nimic, Ioan. Ți-am spus. Nu mă mai bate la cap. Uite așa cum strigi la mine, te răstești. Nu știu, e ceva necurat acolo. Simt eu că nu-i cum trebuie, dar asta e, că n-am cum să dovedesc. Asta e. Și prima aia nici n-ar fi trebuit să o iau. Ioane. Ba da, da, da. Nici aia nu miroase mie bine. Nu știu cum să spun. E așa, ca un fel de momeală. Oh. Aveți numai că în ultima clipă mi-a cineva mințile și tac. Mă pierd ca un copil și mi se învălmășesc toate gândurile în cap. Îmi zic că poate că nu e așa și atunci mă fac de râs oamenilor. Mi-i pierd și de tovarăși. Ascultă, Ioane, tu să nu te bagi. În ce să nu mă bag? În ce să nu mă bag? Adică ce tu crezi că eu aș fi în stare să fac târg cu toți coții și pungașii de pe lume? Asta crezi tu despre mine? Nu, n-am vrut să spun asta, Ioan. Că te știu, te cunosc, omule, și dinspre partea asta n-am eu teamă. Păi atunci ce mă... Dar nu-i bine să te bagi. O fi luni ce e acolo un sac, doi de ciment. Și adică ce? Să închid ochii, ai? Să mă facă plouă. Să faci cum știi. Numai să nu te trezești pe drumuri, asta-i. Hai, lasă-mă, ești nebună, femeie. Mai nebun sunt eu că stau de vorbă cu tine. Aștept să-mi dai un sfat. Dar ce faci? De ce te îmbraci? Mă duc acolo. Unde acolo? Pe șantier. Lasă că o să descurc eu toate ițele astea. O să-i prind asupra faptului și atunci când o avea dovada în mână... Păi verde, 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 verde popului, frunziță făilată. Moșlicule, bă, moșlicule, mă! Hai, ieși, mă! Dă-te mai la lumină să te vezi. Bă, moșlicule, mă, așa păzești mi-ata șantierul ăsta, băut? Ce? Păi ce să mă mai mir atunci că dispar materialele? Ce zici, mă, ce zici? Că nu te înțeleg. Zic că te-ai îmbătat și șantierul ivraiște. Asta zic și să-ți fie rușine. Bă, bă, eu sunt bătrân, da, mă. Eu sunt... Da. Ei, ce știi tu, bă? Da, ce știi. Na, ține aici și bea să te... Hai, lasă, dă o... Bă, ții că bătrână, bă. Am mai primă, mă. Să mă pace cu... De unde e băutura? Hai? Păi, dar țin ți-a dat sticla asta. Păi nu. Ce nu? Că eu am cumpărat-o. Da? Minți. Minți, moșule, auzi? Zău, minți? Zău dacă mint. Uite, să mă trăznesc. Da? Dar ce-ți pasă ție?
Ce vrei tu, mă, de la mine? Ce vrei? Nu ce vreau, să spui adevărul, asta vreau. Pleacă de aici, pleacă de aici. Ce cauți tu noaptea pe șantier, ai? Acuchem miliția. Ce miliția? Ascultă, moșule, trezește-te. Să nu pui mâna pe mine, să nu pui mâna pe mine, bă. Să nu... Dă-mă drumul, mă, dă-mi drumul, că ți-e plăuți. Ești înțeles cu ei, ai? Ia spune. Hai, spune. Hai că trebuie să vină mașina, nu? Că doar nu o să care saci în spinare. Ia mâna, mă, ia mâna. Cine sunt, mă? Cine sunt, mă? Zile, mă, pe nume, mă, că te omor, mă, auzi? Te omor, mă, și scot eu tot de la tine și... Înțelegi, popicule? Da. În clipa aia cineva s-a apropiat pe furiș și m-a lovit pe la spate. M-a lovit în moarele capului, dar a rămas lat la pământ. Dar cine? Ei, vezi, asta nu știu. Poate bătrânul ăla, Francisc, poate... Da. La proces, paznicul a zis că el. Și-a mintit cum am venit eu seara la șantier și am sărit să-l bat. Și atunci că mi-a dat cu o scândură în cap. Aha. Pe urmă, s-a dat pe față chestia cu bonurile pe care le semnasem eu în lipsa inginerului și... Aha. Înțelegi? Mi-au aruncat totul în spinare. Adică eu erau hoțul. Că magazia a livrat materiale pentru consolidarea fundației, așa cum zisese inginerul Cocieru. Iar eu, noaptea, tovărășie cu un camion agiu... Ia stai. Păi am înțeles că tu ai cerut betonul cu marca aia de rezistență mai mare și cu infiltrații. Da, sigur că da. Atunci? Păi la proces Francisc nu și-a mai amintit. Așa că tot eu am fost vinovat și de prăbușirea blocului eluia. Pentru că, auzi, că în loc să fac cum spusese inginerul, am redus procentele de dozare a cimentului sustrăgând restul. Așa e și la închetă. Că acum aveau și martor, paznicul, erau și câțiva muncitori care au trecut pe acolo în noaptea aceea și care m-au văzut zăcând la pământ. Da. Și paznicul le-a zis ce a vrut și cum a vrut. E, asta e. Acum moșlicul e mort. Când am ieșit, m-am dus să-l caut, dar era prea târziu. Îl băgase beția în pământ. Francisc s-a dus și el. Pe inginerul? Inginerul. Inginerul a plecat într-o excursie, nu știu pe unde, și dus a fost. Că nu s-a mai întors. Așa că n-a mai rămas niciun fir. Sau poate că a mai rămas unul. Dar unul singur, camionagiul. Că momentul când m-am prins de piept cu paznicul, îmi amintesc foarte bine... Dă-mi drumul, dă-mi drumul, că ți-e prea... Ești înțeles cu ei, ai? Ia spune. Hai, spune. Hai că trebuie să vină mașina, nu? Că doar o să care saci în spinare. Ia mâna, mă, ia mâna. Cine sunt, mă? Cine sunt, mă? Cine, mă, pe nume, mă, că te omor, mă, auzi? Te omor, mă, și scot eu tot de la tine și... Am auzit zgomotul unei mașini. De ce ai tăcut? Pentru că mă gândeam la șofer. Acum 5 ani. Caută acum carul cu fân. Da. Ce să spun? N-ai ce spune, nu-i așa? Dacă te-a pus să scrii așa ceva, nu o să te creadă nimeni. Adică cum să faci pușcărie așa de pomană pentru niște... Acum se cheamă că dreptatea trebuie să triumfe. Nu s-ar putea altfel. E, iată că s-a putut. Și asta mi s-a întâmplat mie. Și de atunci eu n-am mai avut viață. Și nici n-o să mai am până când noi dovedi că a fost pe nedrept. Așa că o să-l caut, popicule... O să-l caut pe șoferul ăsta. Că atât mi-a mai rămas. Și poate l-o-i găsi. Da, să zicem. Dar cum o să-l faci să mărturisească? Trebuie să existe o cale. Știu eu că trebuie să existe. Atunci e bine. Mm-hmm. Ce facem? Mai jucăm? N-am chef. De fapt, cred că de la început nu prea am avut chef. Da?
Dar de ce? Uite așa. Poate seara asta mi s-a părut, nu știu cum, făcută, parcă nefirească. Cum nefirească? Păi, Ioane, un om când își povestește necazurile nu joacă table. Mai ales un om ca dumneata, care nu s-a împăcat cu soarta. Aha, așa crezi? Dar păi cum? Poate că am vrut să văd ce zici. Și asta așa, fără să bagi de seamă. Poate că am vrut să te urmăresc. Să mă pândești. Adică te lea... Adică să mă iscodești. Să te pândesc? Păi de ce? Ce, ai ceva de ascuns? Ce poate să însemne pentru tine toată tărășenia asta? Nimic. Sau ți s-a făcut milă? Popicule, popicule, nu de milă am eu nevoie. Știi tu bine. Da. Și zici că vrei să-l cauți. Până în pânzele albe. E greu, e foarte greu. Dar tot am prins eu câteva fire. Uite, de pildă, șoferul ăsta trebuie să fi fost în vorbă cu unul din oamenii mei. Nu se poate, cu inginerul sau cu Francis, adică să-i cunoască. Ba, mai știi? Înainte de a fi intrat în cârdășia aia lor, să le-i fi făcut niscaiva servicii. De pildă, să-i fi ajutat la mutat sau... Sau, mai știu eu, să le fi adus butelii. Ești nebun. De ce? Acu 5 ani tot asta făceai, mă, copicule, nu-i așa? Cărai butelii. De unde știi? Păi nu-i așa de greu. Auzi, avea inginerul o fată la toate, o fetișcană de pe lângă Arad. M-am dat în vorbă cu ea. Te cunoaște bine, copicule. E drept, în ultimii ani nu mai lucrai în cartierul ăla, adică prin Cotroceni. Te mutaseși. Dar uite că te-am găsit. Ia ascultă, omule. Ce te holbezi așa la mine? Ai fost sau nu ai fost tu ăla? Eu? Da, tu! Îl cunoșteai pe cocierul. Mi-a spus fata. Și pe urmă am vorbit și cu însoțitorul, cu Ilie Fotea. Acum e mecanic de tractor. L-am găsit și pe ăsta. Și el mi-a spus că îl cunoșteai. De câte ori vă duceați pe la inginer, vă dădea bacșișuri grase. Pe urmă, într-o seară, cine știe cum, te-o fi chemat la o țuică. Că și pe Elicu, tot cu țuica l-a devenit. Și acolo ți-a făcut propunerea. Așa, ca Ilie să n-audă, s-o știți numai voi doi. N-avea de făcut mare lucru să transport niște materiale. Avea el omului care le desfăcea bine. Garanta el pentru asta. Ioane. Și la început nu te-ai învoit, pentru că așa e totdeauna la început, ți se face frică. Și când a prins să-ți vânture banii pe sub nas, o să ai atâta și atâta câștig. Ioane, Ioane, oprește-te! Ce vrei să zici, că nu e așa? Ascultă, omule! Vreau să-ți spun că ai avut dreptate. Aha! Mi-e milă. Iartă-mă. Nu-i nimic. Înseamnă că... Auzi, Ioane, tu... Tu ai pierdut mai mult decât ani. Câți ani zici că au fost? Ai pierdut mult mai mult. Ți-ai pierdut omenia. Stai! Stai, nu pleca! Vrei dovezi? Uite, o să-ți dau și dovezi. Acum 5 ani am avut un accident. Am stat 4 luni în spital. N-ai decât să cauți în fiș, la Brâncovenesc. Dar vreau să-ți mai spun ceva. Pentru tine fiecare om e vinovat. Că ți s-a făcut nedreptatea aia, da. Lumea întreagă e vinovat. Și dacă ți-l aduc eu de gât pe martor, pe singurul martor care a mai rămas, și mergem cu el acolo, la tribunal, și spune totul, după asta ce ai să faci? Cum ce am să fac? O să încep de la început. Așa! Vă zic că asta era. Dar dacă nu poți, dacă nu o să mai găsești în tine nicio fărâmă de dragoste, că puteai să o iei de la capă și când ai ieșit de acolo. Dar ți-ai zis că trebuie mai întâi să-l înfund, să-i înfund pe ticăloșii ăia. Ca să-ți potolești setea de răzbunare. Că te-au dus de nas. Nu-i adevărat. Nu-i adevărat. Am vrut să se facă dreptate. Că eu nu puteam să trăiesc cu pata pe obraz.
nevinovat. Și nenorociți ăia să se plimbe în voia lor. Păi ce fel de judecată e asta? Adică, cum? Nici în ceasul al 12-lea să nu se facă dreptate. Ba da, să se facă. Numai că un om nu poate trăi numai cu gândul ăsta. E prea puțin. Cum înțelegi tu, Ioane? Uite, acum ai să alergi și după șoferul ăsta niște ani. Și când ai să te trezești, ai să vezi că ți-ai lăsat viața în urmă și n-ai făcut nimic. N-ai făcut nimic bun. Și răsplata pe care o aștepți o să vină prea târziu. Da, am mai auzit eu vorba asta de la Ilinca în ziua când a plecat. Dar să știi că nu-mi pasă. Am să merg până la capăt. Ce păcat. Eu zic că mai aveai niște datorii. Ce? Datorii? N-am rămas nimănui dator cu nimic. Am plătit cu vârf și îndesat. Am plătit și atunci când nu trebuia. Crezi? Adică ce vrei să zici? Nu vrei să mai facem o tablă? O singură linie. Nu te înțeleg. Poate așa, dintr-o dată mi s-a făcut chef să mai jucăm. O partidă e prea mult, s-a făcut târziu, dar... Uite, a început și ploaia. Doar o singură linie. Tu vorbești în dodii. Ia ascultă. Mie să nu umbli cu ascunzișuri. Dacă ai ceva de spus, pune-o deschis. Poate mai ești tu ceva de spus. Bine. Fie. Care începe? Marile. 6. Tot 6. Bun. Mai dăm o dată. 4. 6. Da. Gata, ai câștigat. Hai, dă-i drumul. Știi, timp ce îmi spuneai toată povestea, te-ai oprit într-un loc. Când ai fost noaptea pe șantier și te-a lovit cineva pe la spate. Da. Și după ce? După aceea, cum după aceea? După aceea n-a mai fost nimic. Adică... De ce te-ai oprit? Dai drum. Păi, am terminat blocul și pe urmă am cerut să mă mut în altă echipă. Dar pe urmă s-a prăbușit și clădirea cealaltă și atunci s-a deschis ancheta. Eu stai. Ce e așa de... Ai mutat greșit. Da. 5-4 e aici. Da. Să rămâi cu una descoperită. Așa este. Numai să nu dai cu 3. Cine știe. Dar în seara aceea ai avut dovadă. Până atunci nu era decât o bănuială. De data aceasta era o certitudine. E de 3-1. Da, chiar că l-ai dat. Da. Da, era o certitudine. Și n-ai făcut nimic? Pe cum nimic? Cum nimic? N-am mai semnat bonuri și în felul ăsta ei n-au mai putut să... Atât? Dar nu înțelegi că nu aveam nume. Ce puteam să spun, uite, așa, așa, așa. Dar nu aveam niciun nume. Mai ales că toate bănuirile ar fi căzut împotriva mea, că eu semnasem bonurile și apoi în noaptea aceea am vrut să intru pe șantier. Paznicul s-a împotrivit. Atunci de-aia ne-am luat la harță, nu? Deci s-a fost frică. Frică? Ce frică? Am zis să deschid bine ochii, că până la urmă să le prind jocul și... Dacă nu s-ar fi prăbușit blocul ăla? Atunci... Atunci, vezi, Ioane, asta era. De ce ai tăcut atunci? Nu ți-ai dat seama că tăcând te-ai făcut părtașul lor? Și mai înainte tot așa. Dacă ai văzut că îi primești de o... De ce n-ai spus? Păi cum n-am spus? Cum n-am vorbit cu inginerul? Nu, dacă n-a vrut să te creadă, nu erai dator să mergi mai departe la inginerul proiectant, la trust? Era în joc viața unor oameni. Și chiar dacă n-au pățit nimic, s-ar fi putut. Și asta nu-i destul ca să te fi dus până la minister și să te iei de piept cu oricine. Dar am zis că dacă e inginerul acolo, adică el știe mai bine, nu? Nu e adevărat. Dovada că ai rămas cu bănăiala în suflet. Iar la hoțiile alea ai închis ochii până la urmă. Ce ți-o-i fi zis? Facă ce vor, numai să nu mă bage și pe mine. Să nu mai iscălesc eu. Restul treaba lor. Mai ales că ai văzut că nu-i de joacă. Că la o adică știu să-și lovească. E mai bine să mă fac nu știu nimic. Pentru liniștea mea, pentru securitatea mea. A mea, a mea, a mea. Adică ce vrei să spui? Că ai fost vinovat, Ioane. Tu ai fost vinovat. Iar pedeapsa n-ai suferit-o pe degeaba. Eu? Da, tu.
Dacă s-ar fi furat din ograda ta, cum ai fi sărit cu parul, cu furca, cu ce ai fi găsit la îndemână? Da, dacă a fost de pe șantier, treacă, meargă. Ce tot? Că nu te-a durut așa cum nu te-a durut după aia să risipești atâția ani. Tu, om care știi o meserie, să care bagaje prin gări, să dai o mână de ajutor pe-n piață, să trăiești de azi pe mâine, pândind numai ceasul când ai să te răzbuni. Dar nu te răzbuni. Că și asta a fost până la urmă. O neostenită sete de răzbunare. Că te-au băgat la apă. Și de fapt, n-ai vrut să faci dreptate, așa cum zici tu. Că dacă era așa, trebuia să o faci de la început. Să-i dai pe mâna miliției. Da, tu ai vrut să te răzbuni. Și asta vrei și acum. Ba scâmpi, ba scâmpi, omule. Gata. Nu te supăra, ți-am luat și linia asta. Ba, dă-le încolo de table. Ducă să n-aibii toate. Adică, păi cum acum? Tu mă socoți vinovat? Asta e concluzia la care ai ajuns? Popicule, ca și procurorul ăla, de ce, mă? De ce? Că am fost prost și n-am făcut cârdășie cu tâlharii ca să-mi fac și eu o căsuță undeva la țară? Uite, domnule, vă zic că tot omul cinstit e de vină. Destul, lasă, Ioan, nu mai urla. N-are niciun rost. Cum n-are rost? Liniștește-te. Păi eu o să mă duc. Uite, asta și ploaia. Așa, să intre un pic de aer. Am fumat cam mult. Și acum ce faci? Pleci? Păi o să te las. Acu trebuie să te gândești. Asta e tot ce poți să faci. Să te gândești. Să te gândești singur. Nimeni nu poate să gândească pentru tine. Dar m-am gândit. Zile și nopți m-am gândit. Am despicat firul în patru. Păi, Ioane, nu la ce a fost. Tu să te gândești la ce va fi, de acum înainte. La ce va fi? Păi cum ce va fi? Păi eu până nu îl aduc pe șoferul ăla de gât, ca să spună... Ce să spună, măi, ce să spună? Că știai și ai tăcut? Da. Da, bine, am tăcut. Am tăcut pentru că... Nu contează pentru ce. Nu înțelegi asta? Nu contează. Noapte bună. Adică... Cine știe? Neața, vecină! Neața, tovarășul Lipșa! Bună dimineața! Mă iers că te oprești din drum. Da, mă rog. Dar la matale a ars lumina toată noaptea. Da, și? Nimic, dar mă gândesc că o să plătim cam mult. Haide. Am zis că poate fi uitat lumina aprinsă și că... Auzi, vecină, atunci... dar dumneata când dormi? Dar ce vorbă e asta? Uite așa, te mă întreb și eu ca omul. Că despre lumină n-ai nicio grijă, că o să plătesc. Ba, de la toamnă îmi pus și contor separat să fie. Tovarășul Lipșa, tovarășul, zău că eu n-am văzut. Gata, pupă. Nu mai întârziai, vericule. Că n-am chef să mă apuc în noaptea cu puterile astea. Ce ai, vericule? Ești cam palid. Hai. Vezi de șoferia ta și tași din gură. Hai, repede. Vorba nu înseamnă mare lucru. Trece așa pe lângă ureche. Știi că am citit undeva o chestie grozavă. Ia uzi. Nu mai îmi amintesc unde. Știi, când am terminat eu școala de șofer, la început făceam drumuri lungi, sute de kilometri. Transportam piese de turbine. Și când simțeam că obosesc, trăgeam pe dreapta. Și până s-a dorm, mai citeam o pagină, două. Și acum am rămas cu meteahna asta.
Așa. Da, și undeva scria că la început a fost fapta. Băi, grozav mi-a plăcut chestia asta. Am scris-o pe o hârtie mare și mi-am agățat-o deasupra patului. Ca să n-o uit. He? Da. E, ce zici? Păi, zic să mân mai repede, că ne apucă noaptea. Și vreau să trecem și pe la Ilinca, să o luăm de la maică-sa. E bravă. Și stă departe, tocmai la capătul orașului ăsta. Și după aia, cine știe, poate facem o tablă.